În ultima perioadă, în presă au apărut mai multe zvonuri cum că Iulia Vântur și Salman Khan s-ar fi despărțit. Aceste speculații au ajuns și la urechile blondinei, astfel că a venit la o emisiune TV pentru a face lumină în acest caz, explicând de ce a venit singură în România. Când a auzit de zvonurile din presă, Iulia Vântur nu a oferit un răspuns clar, însă a întrebat de ce au apărut aceste speculații. Iulia Vântur a explicat totodată și motivul pentru care se află în România de câteva luni bune, spunând că are niște lucruri importante de rezolvat aici, având în vedere că vine rar. Mai am și niște lucruri de rezolvat în România, că doar vin rar, am venit după un an și ceva. Și așa de bine acasă să mă revăd cu prietenii, cu foști colegi, m-am revăzut cu oameni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile. Nu mi-am făcut încă planuri de ziua mea. Nu știu cât voi mai sta în România, în funcție de cum rezolv lucrurile, a mai spus Iulia Vântur într-o emisiune TV. Întrebată dacă preferă mai mult România sau India, vedeta a mărturisit că ambele țări sunt în inima și sufletul ei. Iulia Vântur a recunoscut însă că în România totul este mult mai divers pentru ea, având toți prietenii de o viață aici și familia. Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea este și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. Este foarte clar că aici este mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii și familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost un real succes și au tot venit oferte pentru piese noi. Mai trebuie să filmez și câteva clipuri și să finalizăm un proiect care mie mi-este foarte drag, a adăugat vedeta într-un interviu.